Marți 23 noiembrie, la Piatra Neamț, doamna Maria Pantazi, care a sărbătorit împlinirea unui secol de viață în luna septembrie a acestui an, s-a vaccinat la cerere cu a treia doză de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer. Doamna Maria, veteran de război, fiind asistentă medicală în timpul celui de-al doilea război mondial, a primit acasă echipa trimisă de DSP Neamț. A deschis ușa și, foarte volubilă, a invitat înăuntru cadrele medicale și pe prefectul de Neamț, care îi însoțea. George Lazar a ținut să-i mulțumească public pentru exemplul pe care îl dă prin faptul că a ales să se vaccineze. Doamna Maria a răspuns în glumă cu jovialitate întrebărilor puse de cei de la DSP Neamț și și-a motivat decizia. Dacă-i bal, bal să fie. Aici o semnătură. Aici. Bună, uite, ți-o dau să o vezi pe mama, da? O vezi? Da. Febră, diaree, tuse, de febră sau subătoare mușchi. După vaccin. Punem comprese reci și luați un paracetamol, vă rog. Da? Asta este rugămintea la noastră, da? Și lăsați una lejer când cum puteți dumneavoastră, da? Deci poate fi cu el, orice de lucru. Vârsta, vârsta. Ce vârsta? Da. Am 102 luni, 3 luni. O să dea și 3 luni. Mulți înainte. De ce ați ales să vă vaccinați cu doza a treia? Păi ca să fie de folos. Nu? Nu, pentru că mor. Dacă e bal, bal să fie. Fac tot de chisul, cum să spune. Tot. Maria Pantazi a ținut să-și exprime încrederea în corpul medical. Nu? Deci ați avut încredere în sfatul doctorului, dar ca să zic așa. Dacă n-aș avea încredere, n-aș fi ajuns anii ăștia. Corect, corect. No. Doamna Pantazi, vă uitați o secundă la mine? Mă bucur să fiu astăzi aici împreună cu echipa mobilă, cu domnul doctor Mahu, cu echipa mobilă de vaccinare de la Piatra Neamț, la doamna Pantazi, o persoană de 100 de ani, cu o vârstă de 100 de ani și 2 luni, că știu că am fost la ziua dumneavoastră chiar acasă și mă bucur că doamna Pantazi a ales să urmeze sfatul specialiștilor, a doctorilor și s-a vaccinat deja cu doza a treia, cu doza booster, cu ați ales vaccinul Pfizer, din câte am înțeles, ceea ce e un semn de foarte multă înțelepciune și un semnal pentru toată lumea, deopotrivă și cei mai în vârstă, dar și cei mai tineri, pentru că o persoană de 100 de ani, în vârstă de 100 de ani, a ales să se vaccineze și nu, eu știu, a dat crez tuturor inepților care se spun despre vaccin și tuturor fake news-urilor care se comportă în spațiu public despre vaccin și a urmat sfatul specialistului. Felicitări, doamna Pantazi, pentru înțelepciunea de care ați dat dovadă și pentru că ați ascultat sfatul doctorului. În primul rând pentru dumneavoastră, clar, și pentru sănătatea noastră. Să fiți și noastră sănătoși, mulțumesc frumos că ați venit. Mulțumim și noi. Cu drag. Cum a arătat și doamna Pantazi, la această vârstă, vaccinul reprezintă singura soluție de ieșire din această criză sanitară. El are un profil de siguranță foarte bun. El este indicat la persoanele în vârstă, la persoanele adulte, la persoanele cu tot felul de boli asociate, cu morbidități, la copii. Și așteptăm pe toți la vaccinare ca să putem ieși din această criză. Altfel, din păcate, o să trebuiască să continuăm în această stare mult timp de acum încolo.